Un aforisme celebro a lui Heraclitus, filosofo grec antic, spune che dacă nu aștepți ceea ce este neașteptat, nu o să-l găsești niciodată. Heraclitus era celebru pentru aforismele aceste enigmatice. Cum poți să aștepți ceea ce este de neașteptat? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că inovație, creativitate sunt componente esențiale a unei performanțe de top, de asta încercam să vorbim astăzi. De ce am spus încercam? Pentru că e un domeniu foarte vag, foarte alunecos. Tot devine simplu după ce s-a făcut. Înainte este mereu neclar. Se zvoneste că atunci când Steve Jobs, fostul CEO de la Apple, a prezentat primul lui mobil iPhone fără tastatura, a declanșat aproape panica în toți concurenții, chiar la ședința respectivă, și se zvoneste că CEO de la Nokia, care pe vremuri era topul în producție de telefoane mobile, aproape făcuse infart. Cum să te gândești la un telefon fără tastatura, când toată lumea știe perfect că un telefon trebuie să aibă o tastatura? Eu m-am gândit. Crede că prima dată când lui Steve Jobs, pentru că el era într-adevăr mintea creativă în spatele la Apple, i-a venit prima dată in minte, hai să facem un telefon fără tastatura. Eu cred că echipa lui s-a gândit să cheme ambulanța și să-l interneze la psichiatrie. Nici vreau să mi gândesc când a vrut să facă iPad, adică primul calculator, pentru că de fapt e un calculator, fără tastatura. Cum să faci ceva fără tastatura? Ideea este că noi suntem într-o lume cu potențialități fantastice și nu ne dăm seama, pentru că de fiecare dată, în momentul prezent, nu vedem care sunt opțiunile la dispoziție. Apropo de zvonuri tehnologice, se pare că atunci când s-a închis Expoziția Universală din Paris în 1900, guvernele vreau să închide biroul de brevet, de invenții noi, pentru că s-a gândit că nu mai era nimic de inventat. Și partea interesantă, eu mă distrez de minune, se le găsești pe net, dacă vezi reacțiile obișnuite la invenții noi, adică apropo de la expoziția de Paris, se zicea, bine, timpenia asta cu lumina electrică a fost doar o joacă, un experiment, dar toată lumea s-a uitat de ea. Sau când s-a prezentat televizorul, s-a spus că lumea desigur nu vrea să stea fiecare seară să se uite într-o cutie de lemne. Acum nu mi vine în minte alt, dar sunt tone. Adică Bill Gates a spus că 600 de kilobyte vor fi suficiente pentru orice aplicație. Mi-a vine rizul. În anii 70, de fapt, se spunea că era o piață pentru 5 calculatoare în întreaga lume. Deci, nimeni s-ar fi gândit la ceea ce avem astăzi. Doar acum 2, 3, 40 de ani ar fi tot ce facem astăzi, care este rutina, care este normalitate, era material pentru povești de SF. Dacă te gândești la filmele lui James Bond, unde reul are câteva telefoane și harta lumii și de acolo manipulează, adică are contact cu întreaga lume, și asta e ceva care este la îndemână de orice puști, de orice gospodină. Deci, întrebarea este,
Dacă înainte nu a fi fost în stare să înțelegem ce se va întâmpla astăzi. Ce nu suntem în stare astăzi să înțelegem ce se poate întâmpla mâine? Adică să ne întoarcem la aforismul lui Heraclitus. Cum putem găsi neașteptatul dacă nu-l așteptam? Ce este într-adevăr, ce înseamnă acest paradox? Deci, ideea este că noi avem o lume infinită de potențialități. Chiar dacă am vorbit acum câteva zile că aceste potențialități infinite sunt de fapt o combinare de niște elemente de bază, sunt foarte puține. Dar cel mai puțin un lucru este cert. Melodia perfectă asta încă nu este compusă. Filmul perfect încă nu este regizat. Romanul perfect încă nu este scris. Mașina perfectă încă nu este făcută. Deci, avem o lume întreagă la dispoziție. Hai să încercăm să ne uităm la aceste elemente de bază cu alți ochi. O zi bună!